Eu cred că botezul din Sfânta Scriptură, botezul este un act profund pedagogic, predictiv, pedagogic. Botezul este ceva ce arată spre ceva. Botezul este ceva ce scoate în lumină în fața ochilor noștri un adevăr. Ce adevăr? În esență, botezul arată Evanghelia. Ce este Evanghelia? Evanghelia este Hristos. Ce cu referire la Hristos arată botezul? Botezul arată lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, da? Botezul arată Evanghelia, Evanghelia este Hristos, Hristos, lucrarea lui răscumpărătoare. Asta arată botezul. Când cineva se botează, și pentru el, și pentru noi, și pentru oricine, el arată felul în care Domnul Iisus Hristos a făcut lucrarea răscumpărătoare. Botezul nu înseamnă în primul rând ceva ce faci tu, că nu-l faci tu. Botezul arată într-un mod extraordinar de frumos suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. El nu se bagă singur și spune, mă botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, se bagă sub apă și iasă. Nu, el este pus sub apă, chiar și când sunt botezați copiii. El botează pe copil, da? Să face lucrul ăsta asupra lui. Eu mă întreb, Biserica Ortodoxă nu s-a întrebat niciodată, domnule, dacă lui ăsta îi se spală păcatul strămoșesc fără să vrea el, ăla nu-i har irezistibil? Ăla n-a ales niciodată să facă lucrul ăla, da? Da? Dacă și sau toți neoevanghelici, îi numesc neoevanghelici, că nu știu dacă sunt evanghelici. Toți evanghelici care botează și spune, azi a făcut el, el a făcut un legământ cu Domnul în apa botezului. Domnule, tu l-ai botezat. Asta arată spre lucrarea mântuirii. El a fost pus, da? A murit și a înviat și lucrarea asta s-a făcut asupra lui, nu s-a făcut de către el. S-a făcut asupra lui de către altcineva. Arată că lucrarea mântuirii, eu sunt pasiv și asupra mea lucrează Dumnezeu. Asta este botezul, este o imagine superbă! Dumnezeu nu degeaba a ales această rânduială, o imagine superbă a mântuirii noastre. Este o imagine superbă a mântuirii noastre.